deputatul, dacă vine în Parlament, el trebuie să lucreze pe funcția lui, și deputat el, și el primar, și el să facă cum noi facem la lucru. Te pune să mături, e măturat, e făcut curat, e curat, așa și el. Nu cum spune că jumătate de an, spune și la televizor. El e jumătate de an, nu se arată în Parlament și el are salariu. De unde salariul lui merge atâția bani? Cine ne întreabă din noi? Place sau nu? Păi și nu. Dacă nu a făcut Parlamentul, că nu a ales. Dacă mă să le scoate care nu vrea să lucrează, duc la prășet. L-a vopsit gardul. Dar așa e, nu pot să înțeleg unul cu altul. Dar principal și pe oameni, și lucrează pentru oameni, dar nu... Eu să-l văd aici și se întreabă pe oameni și vă trebuiește, dar așa... Le-a ales și stau acolo degeaba. Nu degeaba, adică cu bani, da? Nu fac nimic. Primul plătesc salariul ăla. Trebuie să șadă pe, nu pe fotoliul acela, dar pe ea, că pe una de asta. Atunci s-au gândit cu capul. Cred că multe nu s-au schimbat, dar totuși sperăm că să fie totuși mai bine, dar mă rog. Eu nu mă aștept la multe, dar, mă rog, avem ceea ce avem. După părerea mea, misiunea unui deputat, adică să mă reprezinte pe mine, în primul rând, ca cetățean, adică să-mi cel puțin, și pot să vă mai spun, să-mi asigur, adică oarecare, adică să-mi ofere, adică, că eu să fiu sigur în ziua de mâine, să-mi ofere oarecare țință, o siguranță, adică eu să știu că, adică să am un viitor, adică, mă rog, să fiu sigur în sistemul medical, să fiu sigur în sistemul de justiție, adică să știu că o să fiu apărat mâine pe mâine, da? Adică, Doamne ferește, să se întâmple ceva cu noi. Adică mulți oameni, adică foarte mare majoritate din populație, nu are încredere niciun fel de, nici în justiție, nici în medicină și așa mai departe. Asta cred că ar fi primul lor pas către a căpăta încredere cetățenilor. Vezi că n-ai încredere, lumea n-are încredere. Cu dai eu bani, străiesc cu mașini, cu tăți, căsc cu trei etaj, șed căsile, ca șed peste loc căsile, nu trăiesc nimeni între ele, banii e cuși, dar el lasă ei și nu dă cu dânsul, dar pensiură nero, n-are bani, omul și tot viață, și la tutiun, și la tăt. Și el rămâne la bătrâneți cu nică, cu nică, ea că poate să mă arăte în față la televiziune. Ea mai zeală, dar omul și-a să iei cu dânsul, ea spune cât îi trebuie omului. Moldova nu fac cum trebuie. Că ei cu Rusia vor să unească cu Rusia, dar noi cu Rusia și avem. Hai trecem în Europa, dacă așa drept spun. Mergem într-o direcție, nu ca racul broască, așa o știu, trage unul într-o parte să și lui ghini. Не плачь, Ника. Ши, пенсия у 63, да, asta, producția s-a scumpit cu cât? Înainte de alegeri, au venit vreun candidat, când v-ați dus la votare, dacă ați știut cine omul este și ce face el, de fapt? Au fost socialiști, dar... Noi am spus vieca de plășap, pășor, că nu ne face Ника. Măcar câți ani de-am o trecut și că s-a stricat cu tătul. Și nici o nișcare. Dar v-au promis atunci că o să facă. De ce le-ați? Și la Nina, văd că nici aici nu ar, nici acolo nu ar. Nu m-a promit. Te-ți vor banii în buzunari. Dar la lume vor 3.000 de lei, ori 4.000 e puțin. Dar noi și spunem dacă noi primim 1.000 de lei, dar care la țară trăiesc și prinesc 500 pensie. Dar lor e puțină asta. Lasă trăiesc ca și ei așa cum noi trăim. Aia care miliarde, milioane care au furat. Nu de pe schinarea noastră, nu tot noi am plătit mai este. Nu noi, dar noi copchii, strinepoți.
cine îți plătesc? Să întoarcă filat, ori plăhătniu, că să întoarcă banii ăștia, că e cine o furat. Eu nu știu cine o furat, da? Не знаю. Я лично не знаю, кого выбрать, как и что, и кого слушать. Каждый обещает, но пока ничего не делает. И все. То, что убрали город, красиво, что там посадили, сколько деревьев, все это да. А так, чтобы именно для народа, для пенсионеров, для все, что это разве? 5% и 0,3% это... Прибавка к пенсии? Да, прибавка к пенсии. Что это? Пенсурен Залежи и Мултенко. Повторные выборы – только растрата денег, и все. И все равно это на плечах народа. Sincer vă spun, nu sunt amator de politică și schimbări nu văd absolut nimic. Absolut nicio schimbare. Doar de să fie alți deputați în Parlament ca să fie schimbări. Acum, la momentul dat, toți se gândesc numai la dânși. Duc și votez și la absolut nu fac nimic. Toți cu promisiuni. Dar fapte niciun nu face. Asta e și problema la noi, Moldova. Aici noi de stat și tot tineriul dezamăgește pentru că și le-a promis una și a făcut alta. Și tot ține voit să plece, că trebuie să ducă să-și facă un viitor. Tot să dați afară care, din Parlament, care a umblat până moia și a pus multe vorbe și fapte nic. Tot să-și conduci de plăhătniuc. Сфрат миллиарды решундис бани. На депутатам в Дунаре. Еще не 32 миллиарда напой. Тенерету. Пенсионари, ну под. Тенерету на кряза. Шлинтуарщику и ва бани. Еще не прогулашу пацан в Дунар. И у нас видео код класса. Сдай тенерету. Филат уфос импликат. Станькис. Браво, лой. Плохотнюк, шкушор, инкстал. Сейчас я тут трезду к реграбу.